Bună seara și bine v-am găsit la Indie Club. Eu sunt Teo și în această seară o să ne jucăm Trials of the Gauntlet sau Trials of Gauntlet. Jocul arată cam cheap. Asta pot să zic de la început, așa, meniul principal. Un desen cât de cât ok pentru un copil de 13 ani. Se întâmplă niște roți care se învârt. Nimic extraordinar, dar vedem cum este jocul. Aparent nu merge cu controlorul. Dar îi dăm drumul acum. Salut Florinel, salut Ciamanu, salut 12 dimineața, salut Nick. Relax, you need to be just a small sedative should do the trick. Deci mi-a dat sedativ, m-a lăsat în pădure. Este... ok. Deci pot să mă mișc cu controlul, pot să sar, pot să atac. Dar nu pot să-mi folosesc... iara. Ok. Hai să vedem. Ok. Right mouse button to grapple. Ok. Grapple. Left mouse button to attack. Ăsta nu prea știe care-i treaba, unde sunt, dar mi-a cam dat damage. Niște becuri pe aici. Avem grapple normal și grapple electric. Electric. Ok. Am activat poarta și s-a deschis. Some objects can be broken to refill your electricity meter. Electricity meter-ul este sub viață. Și am 5 bombe. Ok. Swing left and right with... ăla este grapple hook-ul meu. Și îl voi folosi să swing. Am luat niște bombe. Enemies can be stunned by using electricity. Be careful not to run out. Ok. Am luat rotițe. Uii! Mai strâns două rotițe. Keep an eye on the hidden loot. Jump through benches and platforms. Aha, hidden loot. Ok, pot să-l distrug cu ăsta și eu. Click the middle mouse button to throw bombs. Boom! Am aruncat-o din tenis. Shit. Și sabia are electricitate dacă sunt pe electric castle.
Ui. Nu vrem să nu mai lupt. Private property, no trespassing, press E to enter. Ok, am ajuns pe private property, hai să vedem care e treaba aici. Jump, then grapple to sharper angle to swing with more momentum. M-au murit. Shit. Mori. Hit space, hold space bar longer to jump higher. Ok. Nu știu de ce m-am prins acolo. Boss, tu vii să mă omori? Nu. Mamă, ăla poți trag în orice direcție. Nikola Tesla. My father was a genius at ahead of his time, even though he arrogantly knew that he made his share of mistakes. One such mistake was working with Edison. Ooh. Mori. Ăsta mi-a luat jumătate de viață în timp ce murea. Dude. Am un prieten. Press E to read Milka Glumcic. The Lord was my shepherd, I shall not want. Milka. Milka? Milka. Pe ăsta îl cheamă Milka. Milka Glumcic. A fost sora lui Tesla. Bine de știut. Vedeți? Învățăm. Oh shit, am dat cu... Hello friend. Let's go further. Dorothy Skerrett. Presupun că a avut de-a face tot cu Tesla. Yay, healing. Dane Tesla. In the end it does... Oh, ăsta a fost la Linkin Park. Îl știu. A fost înainte de Chester. Foarte interesant pentru un copil de 12 ani, dar... Vine boss-ul. Tu o să-mi dai cu aia în cap? Nu. Hold shift to walk like a badass. Yeah, walking like a badass. Yay. Badass walk. Nu, joc cu mouse-ul și tastatura pentru că la controller n-am control asupra grapple-ului. Am activat aia, probabil că să vină altă platformă, uite. Nu știu ce a văzut devu. Yep. This is how I jump. Ăsta a intrat în pământ. Wait, don't kill it. You can bounce off its head to cross... Ok.
I bounced like an adevărat. That wasn't a bounce. Better find another way. Maybe I can stand on that painting. Oh, schimbăm regulile în timp ce ne jucăm. Ok. That's like a stupid jump. Yay! Ajuns în librărie. Eu cu mâna mea mecanică. Vreau să merg like a badass. A venit un roboțel. Bună, salut Shopbot 2999. Mama lui de Dr. Skerit. Deci trebuie să strâng gears ca să-i dau bani, să-mi dea un poțiune. Am 58. Bang, bang, bang. Bang, gata. Și o bombă. Gata, boss. Suntem ok? Suntem... Yep. Oh, e Metroidvania. Vedeți, acum e Auto Fridge Clock Tower, dar presupun că o să... O să găsesc un upgrade care mă ajută să ajung acolo. Simt eu că ăsta-i boss-ul. Simt că o să mor. Des. That was a fail attempt. Vai cât am failuit la săriturile alea. Nature may reach the same result in many ways. Atâta săritura fix între ele, ești copac. Ah! E down. E down again. Nice. Look at all that loot. Cea mai săritură adevărată. Nu știu cum am căzut aici. Oops. Don't try again. Ok, trebuie să-l stunăm. Stun, kill, am murit fără animație, da? No animation, no death animation. Dar, eu dăm la knight. O lovitură, două, trei, și am murit. Tennis. I have died again. Merge mai chileanu. Dăm o dată în el. Ah,
nu se respawnează ăia morți. Și nici scuturile. Bun. Bine de știut. Ajungem la bucătărie. Ne umplem viața, ne umplem electricitatea și aflăm ceva dintr-un jurnal. In the end, it didn't even matter. Edison couldn't be trusted. After partnering with my father to bring free electricity to alternating current to America, he started accepting military contracts to fund his work. Nikola didn't agree, but couldn't argue with the money. Și acum... I was created to test you. You best be ready. Butcher bot. Stan? Nope. Stan? Stan? Stan. Ah! Stan. Viață. Stan. Și acum going for the 1 2. Cine e adevărat? Îmi modifică picioarele, boss. Vezi? Acum am double jump. Acum s-a dus mult mai departe camera. Asta e o chestie foarte bună. Adică, chit că este jocul ieftin și it feels cheap, are, cum se cheamă de-astea, quality of life. Luăm și noi aia? Boss? N-avem aia plină. Cum de nu mori? Da. Super. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că l-am băgat în ceață pe ăsta și nu mai știe să facă death animation. Yep, that was a stupid. Uite, gata, am rezolvat death animation-ul în aer. Hai să ajungem acolo sus. Uite-l pe Nicolae, cum era, Nicola Tesla era român și îl chema Nicolae Teslaru. A war assumes both sides are equal in strength or merit, but this was no war. They called it the Great Slaughter.
Machines of war annihilated the German lines. The opposing forces soon collapsed. It didn't take long for them to surrender. Așa. Coș. Nu știu de ce trag cu electricitate, că n-am ăla electric. Într-un fel sau altul. Am blocat electricitatea pe ăsta. I don't know how. Ops. I did it. Oh, nu mai am electricitate. Ba da, mai am. Yay. Cea mai săritură adevărată. O să mor? Sigur o să mor. A murit în timp ce l-am atacat. Yay! Băi, m-am cam plictisit să mă joc ăsta. So... ne uităm la credite, avem 3 oameni care au făcut arta, 2 care au făcut audio, 5 programatori și course directors. Course directors. Nu văd design. I don't see design aici. Nimic. Ca o concluzie la Trials of the Gauntlet, pentru un joc de 1 euro, 1,99, 1,99, în lei ar fi 5 lei, 6 lei, un joc de 6 lei, I feel like 10, nu știu cât e un leu. Tu... $8, 2 dolari, 8 lei, 8 Romanian leu. Pentru un joc de 8 lei, este interesant, dacă vreți să-l încercați, dar tocmai partea adică aș fi trecut cu vederea grafică, aș fi trecut cu vederea problemele tehnice și alte chestii, dar măcar grapple-ul să fie ok. Adică să fie interesant joc, adică dacă ai un joc care se bazează pe grapple, fă mecanica aia, o mecanică dintre ele, fă, o să fie bine. Restul nu mă interesează. Chit că ar fi fost super repetitive nivele sau inamicii sau alte chestii, mecanica de grapple să fie interesantă. Să fie smooth, să fie flowy, să poată să meargă. Și nu e. Și e foarte greu de... nu e intuitivă deloc, pentru că trebuie să apeși click dreapta să tragi, după care trebuie să apeși pe W ca să te duci la el, după care nu poți să te întorci înapoi. Adică, practic, este doar one way grapple-ul și
se întâmplă deseori să rămâi atârnat așa și să te uiți, bă, eu aș vrea să sar, dar nu mai am de asta. Mi-am lăsat prea scurt soara. What the hell, man? Dar da. Pentru un joc de 8 lei e un început bun. Asta zic, adică măcar l-au terminat. L-au făcut, l-au terminat, l-au lansat. It's out there. Sper să ia feedback-ul la oameni. Nu știu, n-am văzut cum arată pe Twitch, pe Steam review-urile. Dar are 3 review-uri. Clunky, asta zic. Nu, are mai multe de 3 review-uri. Ce? 30 de review-uri. Ok. Deci alea care nu au fost gratis, product key receive free, product key receive free, văd că toată lumea a dat ok la product key receive free și am like, ok. Cineva i-a dat pros, old graphics, good plot și cons, mediocre soundtrack. Asta, nu știu ce, s-a uitat la un gameplay, probabil. Pentru că dacă juca, își dădea seama care-i treaba. Controls are a bit hard. Da, deci toată lumea și pe Steam la review-uri zice că, bă, it's clunky. Nu e flow. N-avem flow. Hai să ne jucăm cu Whiplash. Toată lumea e română? Zice, dacă sunteți aici și sunteți prezenți, scrieți prezent în chat să vedem câți oameni sunt prezenți aici. Să ne jucăm un Whiplash. În română. De fapt, răspunsurile o să fie în română. Jocul e în engleză, dar putem să vorbim în română toți dacă suntem, pentru că suntem toți români. Doar Florinel vrea să joace Whiplash.